Miercuri 27 aprilie a fost o zi importantă pentru lumea medicală târgu-mureșeană, dar mai ales pentru doi pacienți tineri care au primit o șansă la viață. Asta se întâmplă după ce medicii compartimentului de transplant medular din cadrul clinicii de hematologie și transplant a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș au efectuat două transplanturi de celule alogene de celule stem hematopoietice la două cazuri de leucemie acute. Într-un caz, la un bolnav tânăr de 23 de ani, celulele au fost aduse prin Registrul Internațional de Donatori din Germania, prin curier internațional. Aceste celule au fost recoltate în ziua de ieri. Bolnavul este stabil. Această metodă de transplant este mai laborioasă, mai costisitoare, dar este o singura metodă de salvare a vieții în acest caz în care bolnavul nu a fost niciodată în remisie cu boala. La al doilea caz este vorba despre un caz care este cu un prognostic mult mai favorabil, bolnavul fiind în remisie hematologică. Asta înseamnă că boala este în prezent, în liniște, deci nu se manifestă ca atare leucemia. El a avut donator în familie, o soră compatibilă, și s-au utilizat celulele recoltate în prealabil de la această persoană și s-au retransplantat celulele tot în ziua de astăzi. În prezent, bolnavii sunt stabili, însă de acum înainte urmează cea mai grea perioadă. Trebuie să încerci cu tratamentul aplicat doza mare de citostatic, care este practic o doză letală. După acest tratament, care are scopul ca să să eradicezi boala, după asta se introduc celule prin sângele periferic pe cale de cateter venos central, celulele stem, de la donatori înrudiți sau neînrudiți. Aceste celule practic reformează o măduvă sănătoasă. Există o perioadă care este foarte periculoasă, în care măduva veche nu mai există, cea nouă încă nu funcționează. Aceasta este perioada cea mai periculoasă în aceste transplante, în prima fază. În a doua fază de transplant urmează perioada în care organismul poate să dea reacții împotriva limfocitelor care se formează din partea donatorului. În aceste cazuri apare boala grefă contragazdă, care poate să aibă diferite grade de gravitate de la 1 la 4, care poate să fie letală, dar la care există metode de prevenție. Iarăși depinde foarte mult de cursul acestei afecțiuni, de starea bolnavului, de tratamentul nostru și de rezistența organismului. Coordonatorul echipei medicale, profesorul dr. Benedict Ișvan, a menționat în cadrul conferinței de presă că până să ajungă măduva să producă celule noi, pot trece chiar și 3 săptămâni, perioada în care, dacă pacienții nu sunt supravegheați permanent, pot suferi de hemoragii grave. Din 24 de ore trebuie să nu numai o asistentă, dar și un medic trebuie să stea la dispoziție. Cel puțin 7-8 zile, dar de multe ori 20-21 de zile, până când se prinde, începe să producă celulele noi măduva, începe să aibă cât de cât o capacitate de apărare organismul. Acest an, la Târgu Mureș, au fost efectuate 23 de transplanturi de celule stem, iar de la existența centrului, în 14 ani de zile, s-au făcut peste 420 de intervenții.